În primele 9 luni ale acestui an, rezultatele jandarmilor au fost unele foarte bune. Șeful jandarmeriei Olt a prezentat bilanțul instituției în cadrul unei conferințe de presă. Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2024, misiunile de asigurare a ordinii publice au crescut cu 51%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pentru protecția participanților a infrastructurii și prevenirea tulburării ordinii și liniștii publice, pe timpul desfășurării adunărilor publice, în perioada de referință au fost executate 310 misiuni de asigurare a ordinii publice, fiind angrenate un număr de 2148 de efective, rezultând o medie de 7 efective pe misiune. În aceste 9 luni ale anului, în Olt nu au fost evenimente grave care să tulbure ordinea publică și care să impună intervenția jandarmeriei pentru restabilirea acesteia, mai spune șeful IJJ Olt. Totodată au fost în creștere misiunile organizate în colaborare cu alte instituții. Am executat 55 de misiuni în comun cu Inspectoratul de Poliție al județului Olt, 8 misiuni în cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Olt, 88 de misiuni în colaborare cu organele silvice, 74 de misiuni în colaborare cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. O altă creștere o reprezintă acțiunile de intervenție ale echipajelor inspectoratului, respectiv cu 12% față de 2023. Este un progres în activitatea noastră, este un progres continuu și constant și preocuparea noastră a tuturor, a conducerii și a colegilor mei, este să oferim un serviciu public de calitate, cât mai performant. Faptul că noi creștem în activitatea noastră nu face decât să ne bucure și să încurajăm acest proces. De asemenea, jandarmii olteni au desfășurat și numeroase acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și au primit, pentru punerea în executare, aproape 400 de mandate de aducere. Acestea au fost puse în aplicare atât în județul Olt, cât și în alte județe din țară.